pentru a putea deveni un reper moral și o ancoră a statului de drept, universitățile românești trebuie să aibă o reputație solidă, bazată pe un nivel ridicat de credibilitate. An de-a rândul, această credibilitate a fost zguduită de o serie de scandaluri de plagiat. Din nefericire, chiar și astăzi găsim scuze pentru a nu avea o bază de date publică a lucrărilor de doctorat. La ceremonia din Piața Ovidiu au venit studenți de la toate universitățile din oraș. A fost puțin mai greu la început până ne-am acomodat cu profesorii, cu toată atmosfera Academiei, dar acum e din ce în ce mai bine. Aștept personal să plec, abia să văd cum e viața pe mare. Mi se pare că este o meserie de viitor și că este aleasă din ce în ce mai des de studenți și că, na, de ce nu? Cum a fost până acum, până în anul 3? Până acum a fost foarte interesant. Este o experiență inedită pentru că în fiecare zi afli lucruri noi, în fiecare semestru ai alte materii, descoperi noi oameni cu care interacționezi și cu care lucrezi, deci este o meserie care te pregătește pentru viață. Și întrebarea obișnuită, fată printre atâția băieți? Mi se pare că femeile se descurcă foarte bine în acest domeniu și că este o meserie care poate fi practicată atât de femei cât și de bărbați fără nicio problemă. România a produs în ultimii ani aproape 25.000 de ofițeri de marină și marinari pe navele comerciale ale lumii. Iar acești 25.000 de navigatori sunt oameni care aduc în România anual 1 miliard de euro. Și aduc 1 miliard de euro fără ca ei să facă greve, fără ca ei să strige nemulțumirea, fără ca ei să fie nefericiți. România este, de fapt, și regretabil, pe ultimul loc din Uniunea Europeană din punctul de vedere al tinerilor de 30-34 de ani care au terminat studii superioare, iar acest lucru afectează competitivitatea țării noastre și implicit bunăstarea noastră a tuturor. Nu înseamnă însă că trebuie să încurajăm existența unor universități cu grave probleme de management educațional doar de dragul statisticii. Este pentru al doilea an consecutiv când deschiderea anului universitar are loc în Piața Ovidiu.